Sora nu iubește filmele. Nici eu. Nici dumneavoastră. Nu acceptă să fie filmat. A, nu, nu că nu le iubesc. Nu, nu. Să fiu filmat. Exact. Dar filmele îmi place să le văd. Da. De ce? Prin rapiditatea cu care mișcă lumea, pentru că teatru e aproape cronofag, îți mâncă timpul. Îmi place și viteza și completchitudinea jocului imagistic al acestei lumi la cinematografie. Domnul Suțea, vă propun să începem de la vorbele pe care Cioran le-a scris despre dumneavoastră. Nu, vreau să încep cu declarația mea. Că o să vă placă, vă știți. Pentru da. Că... Ia citește-o. În privința mea și a lui Emil Cioran, nu poate fi vorba de interviu, fiindcă în interviu nu se poate medita. Mi-aduc aminte de afirmația lui Newton, care, întrebat cum a descoperit legea gravitației universale, a răspuns: am fost inspirat. Deci inspirația, nu căderea mărului, l-a dus la această lege. De altfel, omul singur se mișcă în mijlocul fenomenelor lumii interioare și exterioare, care tac legic. Așadar, citirea fenomenelor de omul presupus autonom este iluzorie. Tot Newton, când se întreabă ce este gravitația, răspunde: Dumnezeu. Afirmația este consemnată, cred, în lucrarea lui Principia Mathematica Naturalis Philosophiae. O altă formă a neliniștii mele metafizice este legată de legenda mea, căreia nu am reușit să-i dau conținut adecvat. De asemenea, o formă de neliniște o datorez supradimensionării mele făcută amical de Emil Cioran. Mă folosesc aici de o afirmație a lui în portretul pe care îl face lui Joseph Dumestre, care l-a lăudat atât de exagerat pe papă, încât sanctitatea sa s-a cutremurat, fiindcă există după Cioran și asasinat din entuziasm. Eu mă mișc dogmatic creștin în orizontul misterului, cum a spus Blaga despre om. În alt context, am afirmat că dogma este un mister revelat, la Land. Misterul reprezintă singura formă eliberatoare din neliniștile mărginirii personale, înlănțuirii cosmice și comunitare și perspective infinitului și a morții. Libertatea trebuie gândită dogmatic, conform învățăturii creștine, care este religia libertății. Nu fac un paradox, câtă vreme libertatea este trăită aici, ritualic, în biserică, iar dincolo, pentru cei fericiți mântuiți, este eternă, fiindcă și în biserică și în lumea de dincolo domnește dogma. Robește-mă, Doamne, ca să mă simt liber. Imitatio Christi. În ceea ce îl privește pe Cioran, îmi permit să-l înfățișez în acești termeni. El se consideră sceptic de serviciu al unei lumi în declin și trăiește în conflict cu Sfântul Pavel și cu Absolutul Divin. În reeditarea lucrării lui pe culmile disperării, la editura Humanitas, se reproduce următorul text: oricât m-aș fi zbătut eu în această lume și oricât m-aș fi separat de ea, distanța dintre mine și ea n-a făcut decât să mi-o facă mai accesibilă. Deși nu pot găsi un sens în lume, un sens obiectiv și o finalitate transcendentă care să arate înspre ce evoluează lumea și la ce ajunge procesul universal, varietatea de forme a existenței a fost totuși în mine un prilej de veșnice încântări și tristeți. Acest text duce gândul spre cele două lumi, lumea vizibilă, trecătoare, și cea invizibilă, eternă, ale Sfântului Pavel, criticat de Cioran. Invocată în această luare de poziție, transcendența definește sensul existenței lui Cioran în univers, cu sau fără voia lui. Textul citat mă îndreptățește să-l văd pe Emil Cioran, în amurgul existenței lui, împăcat cu sine, jocul celor două lumi paulinice ducându-l la mântuire, sensul existenței lui fiind determinat de Absolutul Divin, odată cu desprinderea de pesimismul și de neliniștile lumii de aici. Eu cred că marele meu prieten Emil Cioran va înlătura mântuitor și poziția față de Sfântul Apostol Pavel și neterminata ceartă cu divinitatea, subordonându-se Absolutului Divin. Mai am de adăugat ceva în legătură cu Cioran. Nu există intelectual care merită acest calificativ
fără să trăiască neliniștile metafizice ale lui Cioran, numai că nu orice intelectual adevărat poate practica sinceritatea lui totală. De altfel, toată existența omului este un joc dialectic nesfârșit și folosesc aici termenul tocit de prea multă utilizare al dialecticii. Am o rugăminte față de Cioran, să nu mă mai supradimensioneze, pentru că această exagerare, venind de la o personalitate ca a lui, îmi sădește în suflet sau intensifică în mine sentimentul dureros al neîmplinirii. Acest sentiment este fructul dintre eul concret și ideal. În rest, vă rog să mă întrebați și am să încerc să vă răspund în mod potrivit. Vă place? Rue de l'Odéon, cartierul latin, o adresă celebră a Parisului. O simplă fantă metalică, tăiată în masivitatea unei porți de stejar lăcuit în verde întunecat, a fost, pentru cel plecat în 1937 la Paris, singura fereastră către țară, vreme de 50 de ani. O cutie de scrisori prin care veștile teribile despre acea parte a lumii care fusese și a lui s-au scurs neîncetat către mansarda pariziană de la etajul 5. Închisoarea fratelui, moartea în mizeria părinților, destrămarea unei întregi familii bântuite de nenoroc, la olaltă cu aceea a unei țări căzute sub cea mai cumplită barbaria secolului, toate acestea veneau să așeze pe fundalul unei memorii care păstra cu încăpățânare imaginile unei copilării paradisiace și ale unei tinereți bântuite de insomniile primelor neliniști metafizice. Pentru prima oară, un aparat de filmat pătrunde în spațiul acesta uimitor de modest, în care s-a născut una dintre cele mai tulburătoare opere ale secolului. Să nu ne lăsăm înșelați! Istoria otrăvită a sfârșitului nostru de mileniu s-a petrecut în afara acestor ziduri, dar abia aici, în paginile scrise între acești pereți umili, ea a căpătat prestanța parfumului și a devenit conștiința nefericirii noastre. Vom pătrunde în viața celui care a scris povestea otrăvită a vieților noastre și vom începe cu copilăria lui. Copilăria mea a fost paradisul. Realmente.
Aceasta este casa noastră a cioranilor, în care m-am născut eu și fratele meu, Emil, căruia mai târziu i-am spus Luț. A venit pe această lume și blestemată, dar și binecuvântată, în ziua de 8 aprilie 1911. Tatăl meu a fost preot în Rășinari. A iubit această comună cu o dragoste, aș spune, pătimașă. Mama a venit de pe țara Oltului și s-a acomodat greu cu viața satului. Noi îi datorăm ei foarte mult. Acest blestemat, acest splendid Rășinari, cum îl numește într-o scrisoare către fratele său Aurel, l-a urmărit pe cioran fără încetare ca loc ce eliberează și cheamă apoi către sine pentru a strânge la oaltă întreaga viață. Văzut din depărtarea Parisului și a anilor, Rășinariul capătă prestigiul mitologiei, devine o imagine a fericirii compacte, un soi de preexistență fabuloasă, al cărei sfârșit va fi asemuit cu izgonirea din paradis. În epoca în care am stat la Rășinari, pentru că o perioadă relativ scurtă. Eu am stat până la 9 ani, fratele meu deja a început să urmeze liceu. Deci, să zicem, prima perioadă de cei 10 ani. În camera aceasta, unde de obicei stăteam toți, aveam o lampă cu gaz foarte luminoasă în care seara, special, când ne adunam, că noi eram cam toată ziua pe ulițe, fie iarnă, fie vară, tata citea sau scria, lucra, citea mami, era atmosfera așa de familie. Iar jos era bunica, care avea noi spuneam boltă, ăsta e termenul vechi, arhaic, din Rășinar, care vindea țigări, respectiv tabac, cum spunea, gaz, zahăr, era un zahăr cubic, foarte dur, altfel trebuia spart. Și plăcerea noastră copiilor era să ne ducem să ne dea
Era un zahăr incomplet rafinat, care noi spuneam că cade urs. Dar foarte, foarte gustos, cu un gust puțin amărui, dar... Sau eram suficient de mici, dar ne tenta tata fuma și avea tutun foarte bun, pur ziceam, tutun auriu, așa, cum pleca de acasă. Noi încercam să facem niște țigări, mai fumam, aia era mai mult un joc, evident. Noi zilnic treceam pe la bunica, pe care de altfel o terorizam. Când pleca părinții de acasă, imediat sora mea și el strigau, bunicu, hai de cărelul și-a rupt piciorul. Venea într-un suflet, toate că mergea mai greu și... Când ajungea aproape sus, începeau să râdă, nu, că nu-i nimic și treaba asta se repeta. Să spun de destinul bibliotecii lui sau cărților care le-a avut el. Așa a avut un destin foarte ciudat, ca în Biblie. Și furiile, și apa, și focul le-a mistuit mare parte din ele. Adică eu am lipsit de acasă mai mult, părinții mei au fost evacuați. Din nefericire, când m-am întors, după 7 ani, am vrut să recuperez ce s-a mai ales din bibliotecă și a fost, din păcate, mutată fără știrea părinților mei. Și când m-am dus acolo, când am deschis lezile, mi-am băgat mâna ca n-a luat. Toate au fost din cauza umezelii. Am macerat, n-am mai recuperat nimic din tot ce a fost acolo. Ce a mai rămas? La un moment dat mi-au fost scoase toate cărțile în curte și li s-a dat foc. Am văzut focul și a trebuit natural să pelesto la apă o parte și atunci s-au pierdut. Au mai rămas câteva, încă mai am din cărțile lui, mă rog, Hegel, Kant, undeva și cărțile au avut destinul paralel cu destinul nostru. Aș vrea să vă spun câte ceva despre împrejurimile casei și vecinii noștri. Vis-a-vis era biserica, noi ziceam, unită greco-catolică. Din pridvorul nostru vedeam exact în altar. În jurul bisericii unite era un loc viran, unde exista un mic cimitir, căruia noi îi spuneam progadie, cu un aspect destul de sinistru. Imaginea acestuia
îl va urmări pe Emil de-a lungul întregii vieți. Mergând mai în sus, la casa țâncilor, ziceam noi, casa familiei Țincu, cu o prăvălie în care nu era aproape nimic. Numai niște tăbac de clasa 3, sare și niște gaz. Sigur că avea alt aspect, nu cel care e astăzi. Dar cu o familie, toți... o inteligență deosebită. Petru, la 16 ani, a publicat Moartea civilizației capitaliste. Bucur a scris o apărare a civilizației, un elogiu adus culturii franceze. Cum sunt Cruz, copiii, îi strigam din poartă, și eu poate și lui, nu mi-am amintesc sigur, Bucur, care avea un ușor strabism, îi ziceam Chiorule, nu îi ziceam Mă Bucure. V-aș mai spune de o întâmplare ieșită din comun. Mai sus de prăvălia lui Țincu, locuia o familie căruia noi ziceam indieni. O fată de-a doctorului Mitrea a fugit din splendidul pension vienez, s-a căsătorit în India cu un Terchea Berchea, unde a avut copii arcați vizibil de amprenta indiană. După câțiva ani, se întoarce în Rășinar, numai cu copii, unde și-a trăit restul vieții retrasă și izolată. Face plăcere să amintesc de o figură deosebită a unui jogărean din Rășinar. După o zi de muncă încordată la joagăr, seara citea Schopenhauer. Mă întreb ce ispite ale spiritului îl putea împinge pe acest om cu mare vocație practică spre speculațiile metafizice ale lui Schopenhauer. Aici, pe coasta Boacii,
Era refugiul nostru al copiilor. Deva ne izolam de sat. Era paradisul nostru. Un grup din sat, copii cam de aceeași vârstă, veneam în fugă pe coasta Boacii și ne jucam aici. Era locul nostru de predilecție al jocurilor și jocul principal era de hoții și jandarii. Nu cred că priveam spre sat, undeva tocmai era o fugă de sat, ne izolam noi aici, ne rupeam de familii și câteva ore era așa, parcă pluteam atmosfera asta de, și puțin cum e în copilărie de a încerca să mimez și un mister și o primejdie și ne-a rămas fatal toată atmosfera asta de-a lungul vieții, ne-a obsedat. Peisajul e chestie capitală, nu știu, când a stăit cum a trăit eu, în munte, cum se spune așa, cum restul pare o mediocritate fără pereche, mai știu ce, este poezia primitivă, cum se spune eu. Însă trebuie să mă mărturisesc că pentru mine Coasta Boacila era o chestie absolut capitală, că mergeam acolo și dominam satul, mai știu ce. La sfârșitul pământului. Coasta Boacii era un mic... Sunt munți. Era o pantă destul de abruptă pe care trebuia să urcați. Da, da. Și ajungeați unde? Care era locul de joacă? Că asta e foarte... Coasta Boacii e foarte mare. Și domină înțelegi? Tot satul. Nu. De-a lungul anilor, când s-a produs ruptura dintre noi, fizică, eu l-am revăzut după 40 de ani pe fratele meu, permanent, n-a fost vară să nu-mi pomenească, fie era telefon când s-a putut, fie scriindu-mi despre această perioadă noastră din viață de Coasta Boacii. Și spunea de multe ori ce acua bon avu archite Coasta Boacii, la ce bun că am părăsit Coasta Boacii. Adică locul fericirii noastre, fericire care, natura că nimănui nu se poate eterniza. Lângă biserica care se zicea Biserica cea nouă, e mormântul mitropolitului Șaguna cu cei doi lei, e un mausoleu, care de câte ori treceam prin sat, veneam și călăream. Fratele meu pe un leu, iar eu pe celălalt. Asta era plăcerea noastră supremă. Cimitirul exercita o atracție și o spaimă în același timp, mai ales spre seară, se spunea că e strigoi din morminte și noi treceam așa puțin aplecându-ne și chiar grăbind bine pasul spre casă când veneam dinspre
scaldă cu niciamele pe baie. O grădină foarte aproape, știi, erau intervale, se era cimitirul, o proprietate și grădina aia pe care o aveam și eram prieten cu, cum spune, am uitat numele românești, la mormântarele, cum se cu groparul. Groparul.
I-am prieten cu el, era un om foarte simpatic și știa că pentru mine cea mai mare plăcere este să-mi dea crani. Făcea o altă plăcere să văd cum îl scoate, cum îl înțelege și... O chestie morbidă sau era o chestie inconștient infantilă? Că amândouă, știu puțin, din amândouă, dar special era, pentru mine făcea o plăcere să fotbal, pentru că îl vedeam în aer și după aceea mă precipitam să-l iau, înțelege, și nu cred că era morbidă, înțelegea un fel de sport naiv, probabil că avea și alt, fiindcă fiind aproape de un cimitir, știi, asistam din când în când la mormântări. Adică așa îți pierdea semnificația, gravitatea lucrului, a morții? Da, da. Era o treabă care își pierduse... Însă ea da, da. Cum în toate chestiile din viață, știi, este o latură pură și o latură impură. Este ea parte de joc și ea probabil totuși trebuia să fie ceva, adică era o chestie care nu era absolut permisă. Nu era cuplată cu conștiința morții și cu lucrurile genul ăsta, niciun caz. Cred că nu. Cred că nu, însă totuși am conștient că e ceva anormal. Asta, sigur că da. Adevărul că nu vorbeam la nimeni de chestia asta. Era ceva... Intimitatea noastră cu groparul. Groparul, eram foarte prieten, și cum mă vedea, zice, oh, bine, mi-a aruncat un... Înțelegi? Și... Umorul lui îmi plăcea. Vorbea de chestia asta cum, fără nimic tragic sau mai știu ce. După aceea, proximitatea cimitirului și mormântările, înțelegi? E bun, dar ar fi trebuit ca asta să vă detașeze de problema morții, să vă dea o distanță și nu-ți devină o temă centrală a gândirii. Nu. Deci această experiență s-ar fi cuvenit să vă dea o optică senină asupra lui sau ignorarea lui. Nu, că asta era foarte tânăr și chestiile astea eu aveam 7-8 ani și chiar mai înainte, știi, înțelegi? Obsesia morții se nu-i din spectacolul, probabil că inconștient a jucat mai târziu, însă, cum se spune, obsesia morții este mai târzie. Este la 16-17 ani, înțelegi, că atunci a început. Și cred că punctul culminant a fost când a scris aia pe culmele sferele. Când spuneați că ați împlinit 21 de ani și sunteți deja specialist în problemă. Da, vă cunoaște autorii. De asta e adevărat. Înțelegi? Primarie e fenomenul tardiv, dar, în tot cazul, proximitatea morții a trebuit totuși inconștient să mă marchez, știți? Și după aceea, știi, asistam... mai mult sau mai puțin la mormântări și trecând pe acolo, înțelege, și în special bocetele, știi, și urletele, înțelege, toate chestiile astea, nu puteau să mă lase indiferent. Însă e greu să precizez când am început să transform senzațiile în probleme, știi? Asta este foarte greu de delimitat, însă viziunea tragică a vieții e mai târzie, știi? Asta e precis.
consider că copilăria mea a fost paradisul. Realmente. De aceea, cum am spus, pentru mine, drama, ziua cea mai tristă din viața mea a fost ziua în care tatăl meu m-a dus la Sibiu, la școală. Nu s-a uit niciodată și asta s-a întâmplat acum în 1920. Când aveați 10 ani, nu? Da, da, 10 ani, da, da. Așa. Nu s-a uit niciodată. Tatăl meu era într-o căruță cu... Bine, și eu eram înapoi. Și ca să merg la Sibiu, nu s-a uit niciodată. Am impresia că totul s-a distrus în viața mea, înțelegi, că sunt condamnat la moarte. Nu s-a uit niciodată chestia asta. Mi-aduc aminte că într-o scrisoare către Bucurțincu, acest prieten fidel de o viață din copilăria noastră, îi scria următoarele. Tot ce privește satul nostru mă afectează profund. În același timp, am o impresie de irealitate. De un lucru infinit de departe, ca și când ar fi vorba de o existență anterioară.